Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou Let's Play cu Metin de Rone Messis. În sfârșit mi-am făcut și eu Metinul și am găsit loc la Bo, am așteptat o jumătate de oră până am dus șamanca și a venit ăsta peste mine. De vreo 2 ore tot îi dau risipire la fraier non-stop și voi mai da într-una. Când o să plece ăsta, vom crește și noi șamanca în acest Let's Play, adică sper să o facem level 30, level 29 și o bulină. Nu mai am deloc bani, mai am un cap ăsta și 100 cap pe șamancă, adică sunt în criză. Bă, de ce nu mai prind risipire la fraier? Mă bag în lurăle. Aveam grad 5800, numai că l-am bătut de vreo 2 ori și s-o dus. Vă rog frumos, uite, am dat risipire. Vă rog frumos, poate mă puteți ajuta să strângem 15 like-uri la acest Let's Play. Pentru că mă enervează rău ăsta, mă, deci nu mă lasă să crești amanca, practic, dar nici eu nu-l las pe el să-și crească sură. Îi dau risipire non-stop. Și mai vin șorțile mie. Și bam, a murit fraierul. Oh, și-a băgat aura. Risipire. Risipire. Păi tot îți prind eu una, fraier. Hai, fraiere, îți dau și un pingător. Fugim puțin. Acum risipire. N-am prins. Și acum din nou. Risipire. N-am prins. Ia-i mă tu că mie mi-e silă să bat o grupă. Așa. Încă o risipire. N-am prins. Băgameș. Uite, dacă oprim pe asta lumilesc, că de-abia și-a băgat aur. Hai, fraiere. Na, mi-a dat izbitură, mâncam iar. Băi, frate, bă, ce game puțut. Mi-a dat izbitură. Bă, game puțut. Treci încoa. Gay. Ești un gay. Fraier gay împuțit. Ce gay nenorocit ești. Mânca mei. Tot să te îngrași. Băi, frate, bă, uite ce dă cretinul ăsta. I-am dat risipire. Băgamiaș. Nu prind risipire. Și acum mai dau una. Tot n-o prind. Băgamiaș pur. Trebuie să donez și eu experiența, ca nu cumva să uit și să fac level. Deci, cred că pleacă fraierul. Dau buff. Ai FMS praf, fraiere, schimb bonusurile. Te văd, fraiere, mânca mei. Dăm egal. Băgăm tai și șmecherie, risipire. Și creștem șamanca. Și poate dropăm și un vreun dinte de orc pentru misiune, pentru că mai am dus încă 3, am dus 7. Cred că în maxim o săptămână fac misiunea. Dacă mă duc la metin de 90 diseară cu un prieten și dropez o mânușă tâlhar, o să fac în mai puțin de o săptămână. Deci... fraierul ăla și-a făcut contul level 20, deci ar trebui să nu mai se bage peste mine. Acum, din păcate, nu mai joc în rezoluție 1280x720, pentru că mi-a fost silă să mai umblu la configurație și, deci, priviți, metinul este în rezoluție din aia cea mai mică posibilă. Și cum filmez cu Fraps, nu știu dacă voi reuși să fac videoclipurile HD, dacă nu sunt HD, îmi cer scuze. Am jucat o grămadă de private în timpul ăsta și acum cam vreo 2 luni cred că o să vă țin numai în giveaway-uri. Giveaway-uri cu Metin 2 Nerd, Nexus, Oblivion, Team, Aspire, o grămadă. Ia să vedem, crește ceva șamanca? Are 22%. După ce o fac 30, o să mai am și acolo blesuri.
Deci, trebuie să bag magiile. Îmi dau și buff. Îmi cer scuze dacă am lag în timp ce îmi dau buff, dar am văzut că la majoritatea youtuberilor așa se întâmplă. Dacă nu se întâmplă la mine, este prea bine, dar sigur se va întâmpla. Am Tice. Am risipire. Risipirea e cel mai bun skill, mă. Așa, deci rezist foarte bine la bow, mai ales dacă am răbdare și bat după card sau după sigiliu, dar și de jos, pentru că am o grămadă de blocare și încetinire și de-abia apucă să dea și ei. Pot să zic că am făcut foarte multe pe acest Ura. Cel mai rău mi s-a întâmplat de curând. Am băgat acest coif, era plus 8, l-am băgat la plus 9 cu bleșe și acum e plus 7. Dar am făcut pe acest Ura, am făcut cam tot ce mi-am propus. Mi-am făcut iteme destul de bune, mi-am făcut armat, am și un sigiliu, ce mai îmi trebuie coif plus 9 și să fac... am acești papuși plus 6 să-i fac și pe ei plus 9. Dar vă dați seama, acum nu prea mai am buget deloc. Ar trebui să adun Yang-ul după jos, dar nu sunt eu de la de adună Yang-ul după jos, dar o să-l adun. Pentru că n-am bani, pur și simplu. Trebuie să cresc player la bo, poate fac și eu rost de niște bani. Deci, niciun dinte de orc. Ia cât la 100 pe șamanc? 29. Cresc, deci am făcut 7% din vreo 3 lure. Deci cresc repede, cresc foarte repede. Mai ne dăm o dată buff. Foarte bine. Ia să vedem. Deci mai am 3 trandafiri de la eventul ăla la care am participat când încă mai mergea metinul. Aseară mi l-am făcut. Dacă vreți să știți cum mi-am făcut metinul. Deci mi-a dat un prieten folderul Hackshield updata, l-a încărcat pe GirlShare, eu l-am descărcat și l-am pus. Ia ce mi-a picat. Licoare violet. Există licoare violet mică. Nu mi-a picat niciodată. Fucking shit, s-a blocat, pur și simplu. What? Deci... Nu înțeleg de ce s-a blocat, așa. De obicei nu am... Foarte rar am chestii de astea când se blochează. Mai mult pe servere private am eu lag, nu neapărat, nu pro. Pro merge, de obicei merge chiar bine. Am și eu 57 de abonați, ce să mai vă zic. Aș vrea să rezist V1, dar mi-ar trebui coif plus 9, o să fac papucia plus 9 și un mistreț. Și cred că aș bate Mantim V1 la sfârșit. Dar mai e de muncit până atunci. Ia să vedem, am 100 de astea de cristale am făcut aseară. Mă rog, am 133 le-am aruncat pentru că eu nu sunt de la de ține așa mult la chestii. Eu o iau mereu la risc. Cum am luat-o și cu coiful ăla care a ieșuat. Deci, ce să fac eu? Trebuia să-mi dau buff. 3, 2 și 1. Gata, îmi cer scuze, dar am lag când îmi dau buff. Cred că am observat și eu că ferestrele țin în același timp pornite pe ambele. Deci, ia să vedem dacă putem să luăm cel puțin 3 sferturi din toată mapa. Mai ne simt pe cal puțin acum. Eu nu prea folosesc armatul la bo, adică bat mai bine de jos, e mai rapid. Sau așa mi se pare, mie cel puțin. Era bun unul care să dea manti, dar sigur au hack-uri, așa mai bine așa. Chiar dacă trece mult mai mult timp și drop, adică te chinui mai mult, dar e mai sigur, pentru că o să iei bani și dacă îți dă unul manti grupă. Am auzit de cazuri care au luat bani.
că erau hackeri cu ei în grupă și le dădeau amanti. Deci ia să vedem. Adunăm chestii, angul. Mai am o grămadă de perle pe șaman, că aș vrea să dau coiful ăla plus 7 și două perle albe pe un coif plus 9. Da, nu știu dacă îmi dă mie cineva, pentru că ăștia schitre toți. Așa. Îmi dau buff din nou. Am 39% pe șaman, că o fac destul de rapid, 30. Poate chiar și mai mult. Să sperăm că azi poate chiar cine știe dacă găsesc pe vreunul care are manti adevărate și mă chinui puțin astăzi, toată ziua am șanse să o fac chiar mai mult de 36. Dar păcat că nu mai am nici inel de XP, nici nimic, așa. Aia, ce somn îmi e. E dimineața acum când fac let's play-ul. Deci eu, după ce fac let's play-ul, postez la aproximativ 2-3 ore după ce îl filmez, pentru că durează foarte mult să-l editez și să-l postez. Voi nu vă puteți da seama cât timp pierd făcând acest YouTube pentru voi, care voi nici nu vă abonați, dislike-uri dați, like-uri mai puține. Ha, ce oameni sunteți, sunteți niște oameni răi, niște cruzi, mă, frate, niște oameni răi. Deci, să vedem cam ce level, cam cât am crescut pe o lură, e 43, deci am crescut aproximativ 4% pe șamancă. Ia să vedem. Băgăm din nou teamă, tais, dăm și buff. Așa. Și acum facem încă o lură. Următoarele, îmi cer scuze dacă acest let's play nu va fi HD, dar următoarele vă promit că voi schimba configurația și le voi face HD. Tot pentru voi fac și asta. Uite, e un tank de scoici aici, l-am observat de mai devreme, dar n-am vorbit despre el pentru că e de scoici. Dacă ar fi fost de abanos, logic m-aș fi oprit în crescut și aș fi minat puțin. Mi-a picat fân. Fânul e bun. Nu mai știu cu i-am vândut 10 fân sau 11 cu 100k. Nu, la un prieten i-am dat pe gratis, da. Uitați. Băgăm și calul armat. Uite, bă, ăștia încă mai așteaptă ca să schimbe bonusurile la fraier pe FMS. Ce m-a enervat pe mine ăla dimineața asta. Mamă, ce mi-a făcut ăla. Fii real naibii de cretin împuțit. Deci mă întreb câți giga o să aibă filmarea asta. Pentru că presim că o să aibă mulți, 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 mulți. Pentru că aș vrea să țin pornit până o să fac level 30 pe șamancă și de-abia am... Ia să vedem, da, iar s-au dus magiile. De-abia am 50%. Ia să punem două puncte la inătă. Nu merge, punem la vitalitate atunci. Unde ești, sura? Îmi cer scuze, deci, pentru lagul pe care l-am când îmi dau buff, da? Așa e, n-am ce să-i fac. Asta chiar oricum ar fi tot lag. Orice, adică, nu oricum ar fi, orice aș face. Tot laga, Eftimie hack templu. Bă, înțeleg. Poate dacă ești disperat și ți-e stilă să joci meting corect, până la level 30 poate o să folosești hack. Dar dacă ai level 60 și stai în templu și bagi hack, păi asta e prea de tot, mă. Mamă, și acum iar trebuie să mă chinui să fac grad, prietenos sunt, bun. Aveam grad 5800, mă, și mai am 3300, că l-am bătut pe prost. Pișama și pe morții, mă, stii de handicapat, dracu. Ia, mă, eu am cartea comandantului Danobag, ce bou sunt. Unde ești, mă, carte? Așa, uite aici, carte. Cât la sută e? 53.
Băgăm cartea și facem o lură mai măricică, sper eu. Ne ducem acum și pe aici, adunăm pe tot, tot ce prindem, adică... Mai ne oprim puțin, că așa e normal, deci trebuie să mai te oprești puțin, că după aia se întorc și ai muncit degeaba să-i strângi. Așa, deci i-am făcut pe ăștia, să vedem, crește și am mâncat ceva mai bine, crește. Presim că lesplay-ul ăsta o să dureze cel mai mult dintre toate videoclipurile mele de până... Bă, ce am făcut? De ce mor? Bă, gamea și... Eu nu mai am tais și nici teamă. Fuck, shit. Decât buf. Îi bați așa, nu contează. Noroc că sunt destul de bun, mă pricep puțin pe sura. Dinte de oricu plus, vreau fără plus. Poate care e numai mai lung dacă e cu plus, dar mie îmi plăcea fără plus, pur și simplu. Dar ce vă ofticați voi că îmi plăcea mie fără plus. Deci, ia să vedem, mai am criticele, pătrunderele, am o apă doc, îmi dă 10 critică. Deci, o băgăm, mai ne dăm o dată buff, ia să vedem cât. Băgam-ia și pula în orice pizdi, măi. Deci, ia să vedem, am 59% pe șamancă. Cresc destul de greu. What fucking shit, ce lung o să fie videoclipul ăsta. Cred că o să-mi ocupe tot cei 60 de giga pe care mai am și-o liber in this local. E. Dar asta e. Asta e. Ce mult o să dureze să-l editez. O să dureze câteva ore bune, cred că o să-l postez abia diseară pe ăsta. Ia să iau eu încă... Bă! Uitați ce nob, frate! Futui morții, măsii de nob împuțit. Că cam aș pe pizda, mătii de handicapat. Dinte de orc. Mersi, băi, nob împuțit și prost. Am drum mai bun când ești tu slab și dai în mine, lângă mine. Deci, mi-a picat și dinte de orc. Cred că după ce facem ceva în level 30, o să-l ducem la biolog. Așa, buf încă mai am, nu-i nimic. Îți dau pămătă. Îi dau lumătă. Așa, nu-ți dau buf nici mort, mâncam ei pula de handicapat. Futut în cur, păi mă dau iar pe liber, fraiere. Bine, fraiere. Tu ai vrut-o. Și-ți dau risipire non-stop. No, lasă, nu mă dau, lasă, că e mic și proșie. N-ai ce-i faci. E slăbut, săracul. Na, nu rezistă singur, se bagă în lure la alții. Pișamaș pe morții, măsii de handicapat împuțit cu pizda, măsii de cretin. Copil handicapat pe care te-a făcut măta. Păi fraiere, am drum mai bun ca el, că el are iteme și femeie de praf. XP primesc mai mult ca el, pentru că am și buff, am de toate. Deci, adică nu-mi pasă mie XP-ul pe care îl primesc aici, eu vreau XP pe șamanc. Ca să înțelegeți. Deci eu nu plec după ce hașul ăsta a futui morții, măsii de nob. Frate, filmarea asta... Deci să mor eu dacă nu postez videoclipul pe forum. Cu cretinul ăsta, handicapatul, pizdii mătii, futuți morții mătii de nenorocit. De-aia nu-mi place mie metii numai uneori, de-aia mai am chef și decât un privat. Pentru că rău îi prindă handicapați din ăștia.
Deci nu mai suport. Băga mi-a și pun la morții mătii de nenorocit, cretin cu mătă. După ce că ești cel mai praf, după Nemesis, ai iteme de 10 caca în total, tu nu faci... Tu de când joci Ron ai văzut iteme care fac colierul meu, mă fraiere, adică... Oi fi văzut, dar n-ai avut. Și am aș pe morții mătii de handicapat. Uite, fraiere, tu dai și eu mori aproape și tot la mine vii și tot dropul al meu, mânca mie pula de handicapat împuțit. Gata, oprez despre eu, că nu mai suport. Baf.